Acum despre meciul de pasare cu Brăila. Da. Meciul cu Brăila va fi un meci, nu spunem dificil, dar un meci aparte. Un meci aparte în care Costică Buceschi ne știe cam totul despre noi. Și eu zic că știu destul despre Brăila, că am antrenat-o. Dar deplasarea este și lungă și Brăila joacă bine. Brăila s-a întărit mult cu Pârvuț și Tiron, pe lângă cele care sunt senatoare de drept, Horja, Moldovan și celelalte, și va fi un meci frumos, un meci dificil pentru noi, în care îl vom trata cu cea mare seriozitate, la fel cum am tratat și meciurile cu Ciznădie, Rapid, Sebeș sau cu oricare. Probleme de lot? Nu, problemele de lot nu avem în mod deosebit. Așteptăm azi la ședința de antrenament de astăzi, dacă Dona Scimento va fi aptă pentru a intra efectiv în lotul, în primii 16. Ne bucurăm nespus de mult că acum a sosit de la federație, avem 12 sportive și plus 11 sportive plus Adrian Unescu convocate la lotul României pentru competițiile din această toamnă de calificat cu Lituania și cu Belarusul. Înseamnă că dacă au fost atâtea persoane, inclusiv, să spunem, nu rezervele, sunt toate clare, înseamnă că am lucrat bine în această toamnă, că vom reprezenta bine handbal românesc. La Victoria, nu la Brăila. Fără discuție, nu numai la Brăila, peste tot, noi am mers, de când am început pregătirea, numai și numai la Victoria. Tocmai vă spun ceva personal, spun așa, domnul primar când m-a chemat la întâlnirea cu Relu Roșca să batem palma cum ar veni, mi-a spus că așa vin dacă vom câștiga Supercupa. Deci mergem să creăm Supercupa, care era cel mai. Noi mergem mai la Victoria, tot campionatul. Mulțumesc.